Bună dimineața, stimați cetățeni. Sunt Mariana Turleșteanu, reprezint Partidul Legii și Dreptății. Am lansat pe această cale invitație pentru dezbateri referitor la blocul economic al campaniei electorale parlamentare pentru 11 iulie 2021, dar văd că această invitație care a fost trimisă pe concurenților electorali nu a fost acceptată sau domnii noștri concurenți nu doresc, nu au voință politică de a veni la niște dezbateri care le-am planificat să fie coerente, corecte și să vedem ce putem să facem pentru a aduce cetățeanul bunăstarea în Republica Moldova. Prezenta o analiză a concurențelor electorale care țin de blocul economic pe domeniu și voi începe cu salariul mediu pe economie. Deci putem vedea foarte clar, vă rog, următorul slide, putem vedea foarte clar că concurenții se avântă cu majorări sau dublări de salarii pentru perioada următoare până la 15.000 de lei, până la 16.000 de lei, unii chiar majorare cu 70% în următorii patru ani, care se Partidul Legii și Dreptății nu vine cu astfel de, să zicem, pomeni electorale, pentru că pentru orice majorare de salar trebuie să ai o analiză macroeconomică și să înțelegi de unde iei acești bani. Noi venim foarte clar cu faptul că pentru a promite astfel de majorări trebuie să ai un program clar de reforme economice agreat cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană. De aceea Partidul Legii și Dreptății va veni concret la momentul potrivit cu propuneri ce țin de astfel de majorări. Țin să menționez că actualmente în România, de exemplu, guvernul este angajat ca salariul mediu pe economie să fie la un nivel de 1.000 de euro brut. Deci ce ar însemna 600 de euro net. După cum vedem, concurenții electorale, majoritatea partidelor au promit un salar brut de circa 700 de euro, însă nu spun nimica de unde și cum vor face aceste majorări. Vă rog următorul slide. Dacă să ne uităm la crearea locurilor de muncă, la fel toate partidele promit crearea de noi locuri de muncă, unele partide chiar cu o majorare de 200.000 de locuri de muncă, însă nu spun cum vor face. Partidul Legii și Dreptății promite crearea noilor de muncă în contextul următor. Deci, cu o stabilitate politică, cu o voință politică, deci cu un guvern funcțional și credibil, noi vom aduce noi locuri de muncă prin investiții. Investiții care vor fi făcute de către investitori ce vor, vor avea încredere într-un guvern funcțional și profesionist. De aceea, noi vedem crearea locurilor de muncă doar prin prisma investițiilor. Dacă va fi stabilitate politică, aceasta va reprezenta o garanție pentru orice investitor și cu mare drag așteptăm investitorii să vină într-o stabilitate politică. Deci nu ne aruncăm cu miile de locuri în următorii patru ani dacă nu știm concret unde se vor face investiții. Următorul slide, vă rog. Deci, ce ține de mediul de afaceri? Putem urmări foarte clar că majoritatea partidelor au pus foarte multe măsuri și a să încep cu, de exemplu, cu PAS-ul, vedeți pe slide, propunerile acestui partid sunt salutabile, sunt agreabile, însă pentru a oferi astfel de mediu de afaceri înseamnă că trebuie să avem fondul, memorandum cu Fondul Monetar. Aș putea să înțeleg că, de fapt, PAS-ul deja a discutat cu FMI-ul și a creat unele condiții, care mi se pare că nu sunt chiar așa cum ne dorim noi. Partidul Acțiune și Solidaritate propune niște condiții într-adevăr benefice, însă cred că ar trebui să ne gândim în primul rând ce facem în septembrie. Deci în septembrie, pentru să oferim stabilitate pentru mediul de afaceri, urmează să urgent să rectificăm legea bugetului pentru anul 2021 ca să înțelegem cum finalizăm acest an financiar.
La fel, în septembrie trebuie urgent să lansăm discuțiile cu FMI-ul și cu Comisia Europeană pentru a agrea reformele care urmează a fi incluse în programul economic pentru următorii 4 ani. Următorul slide, vă rog. Deci, Partidul Demnitate și Adevăr oferă diferite facilități fiscale, deci, pentru mediul de afaceri și eu cred că, în primul rând, fondul de garantare a creditelor, el există, deci este tot cadrul legislativ ce ține de mediul de afaceri, deci organizația dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și trebuie să foarte clar să susțin agenții economici care fac microbusiness și credem că acest partid într-adevăr se focusează pe IMM-uri, dar se angajează în niște promisiuni că vor oferi credite fără gajuri. Eu cred că nu problema este în faptul că să oferim agenților economici credite fără gajuri, ci anume să le ajutăm cu dobânzile care sunt excesive și am fost duminică la piața fermieră în parcul Alunel, unde am văzut că micro-întreprinzătorii deci se plâng pe faptul că creditele care le oferă băncile sunt cu dobânzi excesive și nu doresc să angajeze în astfel de credite pentru că să nu rămână fără business. Partidul Democrat de Moldova continuă să creeze sau să propună o struță camilă, deci propunând că să fuzioneze serviciul vamal cu serviciul fiscal de stat, care mi se pare că dacă în România nu s-a ajuns la o astfel de fuziune, atunci pentru Republica Moldova, când aceste instituții nu sunt funcționale, nu sunt digitalizate, deci este prea devreme să propunem astfel de fuziune. Tot acest partid propune angajarea unei companii din UE sau Statele Unite pentru licitații și achiziții publice. Aș dori să pun o întrebare. Deci, Partidul Democrat dorește să lichideze Agenția Achiziții Publice? La fel propune subvenționarea plăților făcute online. Deci nu este clar care plăți să fie făcute și subsidate online. N-am văzut în nicio economie sau țară ca plățile online să fie subsidate. Deci doresc să menționez că noi, Partidul Legii și Dreptății, de fapt, dorim să susținem mediul de afaceri prin faptul că vom susține, în primul rând, sectoarele economice care au suferit în urma pandemiei. Și acestea sunt Horeca și turismul. Noi vom veni foarte clar cu susținerea IMM-urilor prin schema ajutorului de stat, care prevede că vă să oferim credite pe termen lung, cu dobânzi favorabile și să oferim agenților economici o perioadă de grație în care să aibă suficientă lichiditate ca să poată gestiona business-ul. Dorim să susținem și agricultura, după cum am mai spus-o. La fel, suntem foarte focusați Partidul Legii și Dreptății pe digitalizarea economiei și când mă refer la digitalizarea economiei, mă refer la faptul că dorim să excludem birocrația și să luăm decizii rapide. Deci mă voi referi în succint la faptul că totuși această țară, având așa specialiști bine educați și competenți, are nevoie de o digitalizare concretă și să uite de ștampile și de semnături pe hârtie. Partidul Legii și Dreptății, la fel, vine cu propuneri concrete, sectoriale, deci, după cum am menționat-o, și în agricultură, și în energetică, și dorim să facem lucruri care să cetățeanul de rând să le simtă. Am văzut o propunere deci la partidul sau la blocul electoral a comuniștilor și socialiștilor unde propune să apelăm la credite de la banca euroasiatică. Deci, dragi cetățeni, această bancă este creată 66% de către Rusia prin fuzionare de capital și nu cred că Republica Moldova are nevoie de aplica la astfel de credite. Deci Republica Moldova
urmează să aibă un parteneriat foarte clar cu FMI-ul, cu partenerii noștri externi și cu prin cale bilaterală mă refer la diferite țări. Dacă să revin la Partidul Legii și Dreptate, noi ne propunem în primul rând după să mergem pe o cale fără creștere de taxe și impozite, fără introducere de noi impozite, fără eliminarea sau reducerea facilităților existente și impozitul zero la profitul reinvestit. Am mai făcut-o când am fost ministru finanțelor, știu cu ce impact poate avea în mediul economic și vom merge pe această cale. La fel vom contribui la creșterea ratingului Republicii Moldova prin prisma Doing Business și pe baza credibilității Republicii Moldova pentru a încerca de a merge pe piețele financiare internaționale. Propunem la fel să aducem o transparență în ce ține de rapoartele financiare și declarațiile fiscale. Țin să menționez că ieri am încercat să văd raportul financiar a companiei Avia Invest și cu regret am găsit doar income statement-ul, informația ce ține de venituri și rezultatul financiar, dar nu am găsit raportul integru pentru să văd care sunt activele și care sunt pasivele. Deci această transparență este strict necesară pentru a vedea cât de sănătoasă este această companie pe viitor. Vom crea o platformă consultativă cu mediul de afaceri și vom asista mediul de afaceri în contextul ca să școlarizăm și să educăm business-ul. Îmi doresc foarte mult, eu personal, să reanimăm bursa de mărfuri, care ea a fost creată, însă nu este absolut funcțională. Îmi doresc să creăm o piață a resurselor energetice transparentă și să fie plasate toate opțiunile pe această bursă energetică. Am zis de digitalizare, deci pe termen scurt, Partidul Legii și Dreptății își propune foarte clar rectificarea legii bugetului pentru anul 2021 în luna septembrie, lansarea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană și dorim ca toate negocierile să fie în beneficiul cetățeanului, dar nu înghițite sau impuse de către aceste instituții. Noi știm acasă de ce avem nevoie mai bine decât funcționarea de la aceste instituții financiare internaționale. Deci dorim să restabilim ratingul Republicii Moldova la nivelul piețelor financiare, după cum am mai zis-o. Conștientizez foarte clar, pentru că vin din domeniu, că va fi greu după miliardul furat și este greu să facem o imagine a țării imaculată. Dar Partidul Legii și Dreptății o va face. Ne propunem să vedem acordul de asociere cu Uniunea Europeană pentru a crea mediul ambient în contextul exporturilor și importurilor. Dacă să ținem de activele statului, puține din partide care au propus ceva, doar Partidul Acțiune și Solidaritate, mai mult s-a referit la responsabilitatea Consiliului Concurenței și ANRE. Eu aș dori să menționez că, în primul rând, Consiliul Concurenței și ANRE trebuie să fie depolitizat. Deci aceste două instituții trebuie să fie angajate pe principii de profesionalism și nu trebuie să facă controle ad hoc la inițiativele politicienilor. Deci consider că aceste două instituții care sunt supuse Parlamentului au nevoie de o restructurare clară în contextul că tot ce ține de analiză sau protejarea a consumatorilor trebuie să fie făcută corectă și obiectivă. Avem multe ce ține în sectorul energetic. Partidul Legii și Dreptății, în primul rând, își propune să facă ordine în privința resurselor energetice prin diversificare, dar și prin, să zicem așa, interconectarea cu România și în domeniul energiei electrice și gaze, pentru că trebuie să diversificăm, să nu fim captivi și dependenți de cineva.
În agricultură am mai zis-o, venim cu măsuri concrete, venim cu schema ajutorului de stat care este conform cerințelor Uniunii Europene și vom dorim foarte mult să ajutăm întreprinderile fermierei mici, în special, cei care fac microfinanțare și să-i aducem la un nivel ca să-și poată vinde producția prin agrohub-uri. Este tot important să mai zicem că ce ține de activele statului, pentru că, v-am zis, s-a referit doar pasul la măsuri care propun în programul de guvernare, Partidul Legii și Dreptății vine cu propuneri foarte clare. Calea ferată a Moldovei nu va fi aeroportul Chișinău, deci nu poate fi cesionat. Toate, să zicem, schemele și intermediarele de la calea ferată a Moldovei trebuie să fie excluse și noi știm cum să o facem. Cât privește de aeroport, noi considerăm Partidul Legii și Dreptății că acest activ, sau cum le mai zicem noi, porțile albastre ale Republicii Moldova, a fost cesionat din miliardul furat și el trebuie să fie readus înapoi cetățenilor. Cât privește terminalul Giurgelești, încă o dată vreau să vă fac o claritate. Republica Moldova a cesionat pentru 99 de ani pământul la Dunăre. Deci, terminalul Giurgelești are câțiva rezidenți, printre care și un port petrolier a produselor petroliere, un port a produselor cerealiere și actualmente se construiește o fabrică de procesare a semințelor floresoarelor pentru fabricarea uleiului bio. Deci noi dorim ca pe acest teren să vină toți doritorii și toți investitorii sunt bineveniți. Deci în contextul gestionării activelor statului, Partidul Legii și Dreptății își propune foarte clar să schimbe atitudinea și abordarea. Deci managerii acestor întreprinderi trebuie să plece. Trebuie să vină oameni competenți prin concurs și fără cumătrizme și nepotisme. Știm cum să o facem. Personalul am condus și conduc, sunt în conducerea unei multinaționale și Partidul Legii și Dreptății își propune foarte clar viziunea ce ține de gestionarea activelor care sunt încă în sunt a statului. În context, v-aș dori să fac un sumar, să concluzionez prin faptul că la blocul economic toate partidele s-au aruncat cu propuneri care sunt benefice și invitația mea de astăzi a fost nu una de a critica sau a condamna careva măsuri propuse, ci invers, de a găsi soluția în comun cu alți concurenți electorali, să propunem cetățeanului ceva pentru bunăstarea lor, pentru următorii 4 ani. De ce, în concluzie, aș dori încă o dată să văd, poate după alegeri, noi putem să ne așezăm la o masă, cu mare drag Partidul Legii și Dreptății organizează acest eveniment și putem conveni să ajutăm următorul legislativ și guvern de a face treabă. Apelul meu către toți concurenții electorali este să lăsăm denigrările măcar pentru ultimele 2 zile, să lăsăm cetățeanul să nu îl intoxicăm, că deja este intoxicat suficient și să trecem după 12 iulie la treabă. Dragi cetățeni, mai avem câteva zile până la alegeri. Partidul Legii și Dreptății vă îndeamnă să mergeți la vot, pentru că de votul dumneavoastră depinde cum vom trăi următorii 4 ani. Partidul Legii și Dreptății este un partid cu o echipă modernă, curată, transparentă, formată de profesioniști. Vă îndemn să votați cu leul. Mulțumesc!